Pluralismul și diversitatea mass-media sunt cele mai importante obiective care duc la consolidarea democrației în stat. În păstrarea pluralismului, mijloacelor de informare în masă, factorul economic joacă un rol important, la fel ca cel politic. De aceea este nevoie ca proprietatea mass-media să fie transparentă, creându-se astfel o hartă a proprietății mass-media în Republica Moldova. Se arată în ghidul de bune practici privind transparența proprietății mass-media realizat de Asociația Presei Independente. Transparența structurilor de proprietate va permite identificarea și eliminarea potențialelor poziții de monopol de pe piață, precum și a eventualelor conflicte de interese. Cel mai recent raport dat publicității de Centrul Român de Politici Europene și Active Watch România pentru Fundația Soros Moldova spune că, deși oficial nu se cunosc beneficiarii finale ai firmelor care dețin televiziunile, totuși sunt vehiculate nume în spațiul public. Astfel, autorii studiului au intervievat mai mulți specialiști din media și ONG-uri, care prin răspunsurile lor se atestă o tendință că prea puține posturi de televiziune sunt independente în Republica Moldova. Spre exemplu, toate persoanele intervievate spun că politicianul Vlad Plahotniuc ar fi proprietarul sau persoana care ar controla 5 televiziuni, dintre care 3 au acoperire națională. Omul politic Vlad Filat ar sta în spatele a 2 televiziuni de top din Moldova, mai spun respondenții. Deputatul liberal-democrat Kiril Lucinski, potrivit cercetării, ar fi proprietarul la 2 televiziuni. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin ar avea o influență asupra 3 canale de televiziune. Aceiași intervievați au declarat că doar ProTV, postul nostru de televiziune Elita TV, ziarul de gardă și site-ul Unimedia ar fi independente. Preocuparea pentru transparența structurilor de proprietate asupra mass-media este o temă de interes european, ea fiind văzută ca un element important în asigurarea unui sistem mass-media independent în toate țările europene. Până la adoptarea unor măsuri legislative privind transparența structurilor de proprietate și prevenirea înțelegerilor de tip cartel sau abuzul de poziție dominantă, este nevoie ca industria să acționeze activ și să-și asume în mod voluntar propriile standarde în acest domeniu, mai spun membrii Asociației Presei Independente.